Hai băiete, ia, uitați-l cum se duce și s-a dus singur în apă. Salutare dragilor, azi vă invit la o partidă de pescuit inedită. Inedită pentru că voi pescui la plută, dar nu la caraz, nu la ciortan, voi pescui la somn african. Ei bine, voi pescui la somn african, voi folosi lanseta de spinning, firul textil, o montură simplă, o plută și un cârlig destul de mare, numărul 1, pentru că somnul are gura destul de mare și nu vreau să risc să înghită cârligul. În cârlig, surpriză, ce voi folosi? Ce am găsit și eu prin pachetelul cu mâncare, pentru că nu am fost pregătit, dar venind azi la pescuit pe balta Delta Gruiului, am descoperit că pe una dintre bălțile din spatele meu a fost de curând populat cu somn african. Am înțeles că este un pește foarte luptător, ai niște super drilluri, așa că mă aștept să mă distrez. Haide să ne distrăm împreună! Ei bine, cu această lansetă voi pescui azi o plută, un plub cu lisant și un cârlig numărul 1. În cârlig voi băga o bucățică de jumar. Am să tai o bucățică. Ce bine miroase! Să vedem dacă îi place și somnului african. Cam așa arată. Să-i dăm drumul la treabă. Să facem și primul lanseu, să vedem ce voi reuși să prind. Să vedem, sunt tare curios să prind primul exemplar. Nu am mai prins niciodată somn african. Ar fi prima dată când prind. Și am auzit că sunt foarte, foarte răi. Foarte puternici și oferă un drill pe măsură. Vrei o bucată de cabană? E mai bună? Eu ieri la cabană asta. Deci acum l-am prins la jumare. Păi jumare am pus și eu, nu știu. Mai stai puțin. Știi ce, cred că ăsta îl tai mai bine, că mai... Uite că e pe la plută pe acolo, vezi? Ia. Stai, ai rămâne. Ieri a fost un prieten de-al meu cu fetița. Nu, mi-ai zis. Și zice, băi, dragul, plândești, că nu am nadă, zice. Păi... Ia uite, da, l-a lăsat. Și zic, n-ai pachet pentru copil? Bă, da, ai șuncă? Da, pune. Până am venit, eu prins vreo 4 la șuncă. Și l-am luat! L-am luat! L-am luat! Ce rău e! Super! Super, super! Dar nu obosește deloc? O să încerc să-l bag în mincioc acum. Și a reușit. Nu este foarte mare, dar e drăguț. Dar ce alunecos e. Să vedem cum îl prind. Cred că așa. Scoate-n cârligul. S-a prins foarte, foarte bine. Am reușit să-i scot cârligul.
asta e. Să-i dăm drumul. Hai, du-te, dragă. A dus. L-am luat. Oh, ce drill. Cel decât primul. Așa și l-am luat. Ia să-l vedem, ia uite-l. Stai, băiete. Ce alunecos e. Acum stai, ia uite-ți. Dăm drumul. Super. A dus. Super, continuăm. Mai băgăm niște cabanos în cârlig. E bine să pescuiți cu cârlige puternice. Eu folosesc un cârlig de crap de la Fudo, un cârlig puternic, pentru că altfel risca să vi le îndrepte. E la ea. A plecat. Și l-am luat. Super. Oh, ce distracție. Foarte, foarte răi. Somnii ăștia africani. Super. Oh, ce urât face. Respiră. Practic. Ok, ia să vedem. Stai, dragule. Ce alunecos sunt. Și răi. Cam ăsta e somnul? Super!
Super, ia uitați. Ce frumos e. Are un bot, zici că e crocodil. Și să-i dăm drumul. Du-te. Super. Să băgăm tot cabanos. Mai am o bucățică de cabanos. Sper să mai prind câțiva. Și cam asta e. Super. E foarte interesant drill-ul. Niște pești foarte răi. Mă bucur că am reușit să punctez și această specie. Am lansat cabanosul și așteptăm. La ea, l-a tras, hai, l-am luat, super, oh, ce drill. Afară este o zi mohorâtă, dar acești pești mi-au făcut o zi extraordinar de frumoasă. Orice drill. Am luat! Altul, mai mititel. Super. Le dăm drumul. Uite, dragă. Deci merge și pe fundul apei, fără probleme. Somnul ăsta african se hrănește în toate straturile apei. Puteți da pe fundul apei, între ape, în suprafață. Se prinde oricum. Ce rău e. Super, super zi de pescuit. Și am reușit să-l scot. Și am reușit să-i scot cârligul. Nu, scoate aerul din el. Pește care se bășește. Am înțeles că peștii ăștia, dacă îi lași pe mal, se duc singuri către apă. Chiar am să încerc asta, să vedem. Stai, dragă, să-ți fac o poză. Stai cu minte. Stai cu minte să-ți fac o poză. Să-i dăm drumul, ia să vedem dacă știe să se ducă singur la apă. O să-l pun aici. Ia, hai. Hai, băiete, ia. Ia uitați-l cum se duce. S-a dus singur în apă. A plecat super. Dragilor, aceasta a fost partida de pescuit la somn african, la somn clarius. Ei bine, cred că dacă aș mai fi stat, aș fi prins unul după altul. Ceea ce este foarte frumos, foarte distractiv. Vă recomand și vouă să veniți aici la Delta Gruiului, să vedeți despre ce este vorba. Să vedeți cât de puternic este acest somn în drill. Veți avea cu siguranță o partidă de pescuit minunată.
și veți rămâne cu câteva amintiri frumoase. Până data viitoare, eu vă urez fire întinse și să ne vedem cu bine!